Un copil de 11 ani dintr-o localitate vasluiană a pus pe jar oamenii legii după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Îngrijorați, părinții au cerut ajutorul poliției, iar în scurt timp zona a fost împânzită de echipaje. Polițiști, jandarmi, pompieri și voluntarii l-au căutat pe cel mic ore în șir, dar în zadar. Nici urmă de copil. Târziu, noapte, unul dintre jandarmi a avut ideea să mai caute încă o dată în podul casei. Și a avut surpriza să-l găsească pe cel mic ascuns acolo. Se pare că minorul s-ar fi ascuns de părinți din motive încă neștiute în vegetația din spatele casei și atunci când s-a făcut noapte, s-a urcat în podul casei. Ulterior, cel mic a fost preluat de medici pentru evaluarea stării de sănătate. Dar părinții acestuia au refuzat transportul la spital pentru alte investigații medicale.